Black Friday-le a adus marilor retaileri online vânzări masive încă din primele minute de la deschiderea oficială a campaniei de reduceri. De exemplu, EMAG a înregistrat vânzări de 240 de milioane de lei în primele două ore de Black Friday. Primul milion de lei a fost făcut în primele 12 secunde de la deschiderea campaniei, potrivit datelor furnizate de procesatorul de plăți online PayU. Aceleași date mai arată că în primul minut de reduceri, retailerul a încasat 6 milioane de lei. 10 milioane de lei au fost încasate după 2 minute și 5 secunde de vânzări, iar după 37 de minute, EMAG a încasat 100 de milioane de lei. Haideți acum să vedem ce au cumpărat românii în primele ore de Black Friday. Cea mai mare tranzacție făcută pe EMAG îi aparține unui român care a cumpărat o mașină de lux în valoare de 140.000 de euro. Tranzacția a fost făcută chiar în primul minut de Black Friday. De altfel, în primele ore de reduceri, cumpărătorii și-au comandat 80 de autoturisme, 60 de abonamente de telefonie mobilă, aproape 3 kg de aur, dar s-au vândut și 1.000 de nopți de cazare în vacanțe. În plus, cumpărătorii și-au mai comandat bilete de la evenimente, bijuterii și ceasuri de lux. De la miezul nopții și până dimineața la ora 8.30 s-au făcut cu 43% mai multe tranzacții comparativ cu aceeași perioadă din ediția de anul trecut. Datele companiei arată că numărul de tranzacții a fost de 65.000 față de 42.000 câte au fost anul trecut. Majoritatea comenzilor au fost făcute din România, dar s-au plasat comenzi și din Ungaria și Marea Britanie. Nu doar EMAG-ul a dat drumul la reduceri mai repede cu o săptămână față de data oficială a campaniei Black Friday. Și retailerul Home Deco Vivre a anunțat reduceri de până la 90%. Elefant.ro anunță reduceri de 90% la cărți și ceasuri, de 70% la jucării și de 50% la cosmetice și parfumuri. Și magazinele de electronici au anunțat discounturi mari, având în vedere că în topul preferințelor românilor se situează electrocasnicele și electronicele. De pildă, magazinul online cel.ro anunță reduceri la combine frigorifice, espresoare de cafea, laptopuri și telefoane. Statisticile de Black Friday arată că în primele ore ale campaniei cele mai vândute produse au fost cele din categoriile IT și fashion. Valoarea medie a unui coș de cumpărături a fost de 377 de lei, iar minutul de aur s-a înregistrat la ora 6.56. Circa 70% dintre cumpărători au ales să plătească prin metoda Pay by Click, iar 32% au optat să cumpere cu un card în rate.